Am zis că eu știu, poate scapă. Poate dați ruda? Nu sunt. Străini nici nu-i cunosc. Încă de dimineață, cel puțin 60 de ieșeni au venit să doneze sânge pentru cei 3 răniți din accidentul de vineri de la Scânteia. Am venit pentru că am auzit la televizor cazul și este un prieten a soțului meu, meșterul, care suntem la aceeași grupă, B3, și am spus că să facem un bine, să îi donăm sânge pentru poate are șansă de viață. Să donăm sânge la șofer, nepotul meu, și am cu toți aici, suntem 20-30 băieți. Aveți pe cineva? Da, am pe Dumitru, Mitică, cum îi spunem noi. Am vorbit cu sora lui. Sunt venit și băiatul meu. Angajații centrului de transfuzii din Iași spun că în mod obișnuit nu vin mai mult de 25 de donatori la început de săptămână și că apelul făcut în presă a dat rezultate. Cele 3 victime sunt internate la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan și la Spitalul de Neurochirurgie, unde medicii se luptă să-i mențină în viață.